Ediția a treia a Timișoara Mobile Development Group Meeting a fost deschisă de Cristian Bogdan, lector la Royal Institute of Technology din Stockholm. Acesta a vorbit despre importanța interfeței de utilizator în cazul aplicațiilor mobile. Cristian Bogdan a dat ca exemplu cum se pot relaționa prin interfața de utilizator produse adiacente unui bun deja cumpărat prin aplicație, astfel obținându-se vânzări multiple într-o singură sesiune. Proiectul la care lucrează acum se referă la o aplicație care va fi integrată în autoturisme. Cât de importantă este interfața de utilizator în cazul unei aplicații? Păi, ne putem gândi, de exemplu, câte playere de MP3 existau înainte să apară iPod. Și niciunul nu s-a vândut ca iPod. Tocmai pentru că aici e diferența. A venit Apple și a zis, noi facem un produs care să se potrivească pe această activitate, să asculți muzică în mișcare. Și au reușit să, cu o interfață destul de simplă, dar și cu un design industrial foarte interesant, nu? Erau căștile alea albe care atrăgeau pe toată lumea. Deci e o combinație între cât de bine pot să-mi fac treaba, să ascult muzică în cazul ăsta, să găsesc o melodie, cât de, dacă pot să-mi fac treaba de la început până la sfârșit, și experiența care mi-o creează, dacă îmi place, dacă mă atrage, dacă vreau să-l folosesc și mâine. Deci sunt și lucruri puțin mai subiective și lucruri un pic mai obiective. Dacă ar fi să dai un procent pentru interfață, cât ar fi din întreaga aplicație, ca și importanță? Ca și importanță, depinde de situație. Dacă omul este la lucru și angajatorul i-a dat această unealtă și asta e, omul n-are încotro și trebuie să învețe. Poate că va merge mai încet, își va face treaba mai încet dacă e proastă aplicația, mai ales în primele luni, să zicem. Dar în ultima vreme avem situația asta în care putem să folosim ceva pe stradă sau putem să cumpărăm un produs și o să-l cumpărăm dacă îl putem folosi, și cele pe care colegul nu l-a putut folosi nu o să le cumpărăm. Deci depinde totuși așa un procent. Ca și costuri de producție a unui program, între 50 și 80% din costurile de producție sunt costuri de interfață. Ca și importanță, bănuiesc că e tot undeva pe acolo. Ca și importanță depinde de piață și depinde de situație. Sunt programe foarte proaste care sunt folosite foarte mult pentru că nu există alternativă sau nu există cine să cumpere ceva mai bun în loc. Altă întrebare, poate genera o interfață bine gândită, bani în plus în cazul aplicațiilor? Absolut. Cum comunici cu utilizatorul, cum îi propui ceva nou, cum îi arăți alte posibilități care le are, că poate că le are, dar sunt îngropate undeva într-un meniu. Și dacă nu se duce la meniul ăla, nu face ceva și nu câștigi tu bani. Poți sau... să ne dai un exemplu concret? Da. Când cumpăr un produs, poți să-i arăți niște accesorii într-o parte. Sau când... Da, asta e cea mai simplă, de fapt, cea mai simplă direcție, nu? Fără neapărat să-i spui vrei să cumperi, dar îi arăți ceva relevant. Care, nu, Amazon face asta, nu? Îți arată o carte și tu te uiți după carte și îți spun, uite, mai sunt și astea și știu și ce ai cumpărat înainte și îți compun o întreagă ofertă, un întreg meniu care e personalizat pentru tine. Povestește-ne ceva despre... proiectul la care lucrezi sau proiectele la care lucrezi? Momentan lucrăm la un proiect de interfețe pentru mașini automobile electrice. Problema la un automobil electric este că autonomia e de vreo 150 de kilometri. Deci e ca și cum ai conduce o mașină pe benzină pe roșu tot timpul. Și nu numai asta, dar încărcarea durează 8 ore, să zicem.
Și atunci e foarte important ca șoferul să înțeleagă, atât când e în mașină și mai ales când e în afara mașinii, cât trebuie să încarce ca să ajungă undeva. Și dacă mâine va putea să-și facă toate drumurile pe care le planifică. Și încercăm să facem aplicații mobile, omul să se uite pe iPhone, să vadă care-i treaba, cât e de încărcată mașina, ce face mâine și putem să-i spunem mai încarcă, mai sau uită tripul ăsta că nu se poate face și așa mai departe. În viitor, cam tot cum se va învârti în jurul telefonelor? Păi telefonul ăla e la tine, nu știu dacă e neapărat telefonul, poate să fie și ceva care există pe telefonul meu și dacă mă așez în sufragerie, migrează pe ecranul mare. Întâlnirea a continuat cu expunerea lui Jolt Tamaši, redactor și editor video la mobilissimo.ro, care a povestit despre inedita experiență pe care a trăit-o la Mobile World Congress din Barcelona. Jolt a transmis pentru mobilissimo.ro momentele cheie ale congresului de la fața locului. Acesta a povestit asistenței modul în care prezintă developerii de aplicații produsele la un târg de nivel mondial și despre cum ar trebui să fie promovate aplicațiile dezvoltatorilor online după ce a trăit experiența de la Barcelona. Care este publicul țintă, să zicem așa? Dacă este ceva foarte restrâns sau dacă e ceva pentru mase? Atunci iară și publicitatea trebuie făcută în așa fel, nu te duci și eu știu, umpli orașul cu banere dacă tu ai ceva foarte specific pe o nișă anume. Ca o completare la discursului Jolt Tamaši, Codruța Nicolescu, director executiv la Aries TM, a oferit informații despre posibilitatea obținerii unei finanțări din partea Ministerului Comunicațiilor pentru firmele românești care doresc să își prezinte aplicațiile la congres sau la o expoziție de talie mondială. Rolul nostru, printre altele, este să promovăm și să sprijinim participarea la târg. Acum, în parteneriat cu Ministerul, de fapt este un program al Ministerului care sprijină treaba asta. Întâlnirea a continuat cu expunerea lui Ovidiu Moga, Managing Director la SML SD, care a prezentat modul în care în 2008 și-a concentrat atenția din postura de programator web asupra aplicațiilor mobile, ca urmare a apariției iPhone și a magazinului de aplicații Apple App Store. Împreună cu o echipă de developeri și o finanțare externă, acesta a reușit să se impună pe piața jocurilor cu titlul Cartel, un joc gen Mafia War care i-a generat, după apariția în App Store, aproximativ $1,000,000. Pentru partea de mobile am început în 2008. Bineînțeles, impulsul foarte mare ni l-a dat iPhone-ul, adică Apple-ul și faptul că scotea un nou produs. Și acel lucru mi s-a părut foarte interesant. Acum, la început, am fost în jur de 4 oameni care ne-am ocupat, ca să zic așa, de lucrul acesta. Am fost o echipă destul de mică. Finanțarea a venit, am avut mare noroc să avem o finanțare privată, adică unul dintre noi a reușit să financeze de toată treaba și am avut posibilitatea să, în jur de un an de zile, să lucrăm nestingheriți, ca să zic așa, să luăm de la zero și să facem totul. Prima aplicație a fost The Cartel, se poate căuta pe App Store. Când am publicat-o, în octombrie 2009, a fost data lansării. Bineînțeles, aplicația a fost terminată cu ceva timp înainte, în jur de 2 luni înainte, dar pe vremea aceea dura destul de mult ca Apple-ul să-ți dea acceptul. Era un pic poate mai complicat ca astăzi. Este vorba de o aplicație care se plătește sau este gratuită? Nu, aplicația este gratuită, se poate descărca gratuit de pe App Store și deci se poate descărca gratuit de pe App Store și are, bineînțeles, virtual currency, deci bani virtuali în joc, care acolo prin aceea poți să îți îmbunătățești caracterul din joc sau alte lucruri. La noi a început să genereze un revenue venit după 2-3 luni de zile, deci destul de repede. Contează foarte mult și partea de marketing și partea de, ca să zic așa, de promovare și de cum reușești să te faci cunoscut în piață, că de fapt până la urmă despre asta e vorba. Cel mai mult
cred că până la urmă ne-a ajutat marketingul care să ajungă la end user, deci marketingul, sunt destul de multe companii în America care se ocupă de așa ceva și prin, cum să zic, prin promovarea, prin bannere care ajung la utilizator, bineînțeles, prin alte aplicații. Adică este o anumită rețea și poți să ajungi ca un utilizator de o aplicație care poate e aproximativ ce faci tu, să vadă un banner cu tine și să fie interesat de produsul acesta. Adică cumva targetat pe ce, la cine te adresezi. Cătălin Gheorghiu, CTO la iComputer Solutions, au continuat seria prezentărilor cu tendințele actuale în utilizarea codurilor de bare 2D, gen QR Code sau Microsoft Tag, explicând în special avantajele pe care le oferă soluția Microsoft. Apoi Cristian Sitov, developer la SpaceRabbit, ne-a demonstrat că aplicațiile bazate pe web pot fi o alternativă viabilă vis-a-vis de aplicațiile native construite pentru o platformă de telefoane mobile. Una peste alta a fost o seară plăcută și mai ales instructivă. Noi, cei de la mobilissimo.ro, catalogăm evenimentul ca fiind o reușită. Sperăm însă ca data viitoare să avem mai mult timp pentru discuțiile de după.